mea ca o comoară, fetița mea, fetița mea. Și numai tu poți să faci ca să-mi presară și sufletul și inima. Ai apărut în viața mea ca o comoară, fetița mea, fetița mea. Și numai tu poți să faci ca să-mi presară și sufletul. Bună ziua! Și inima. Uite, știm? Astăzi voi sărbătoriți doi măgeați frumoși. Noi vrem să vă felicităm cu această inimă mare, să vă dorim tot bine din lume. Și vrem să vă spunem că voi meritați să fiți în fiecare zi, dar și de ziua dumneavoastră, bineînțeles că cu cea mai mare dragoste venim astăzi la voi să vă aducem dragostea unor oameni care vă iubesc atât de mult și au spus că sunteți cei mai speciali, Valentina. Sincere, felicitări cu ziua ta de naștere și ți-am adus câteva flori, pentru că și tu ești o floare frumoasă și minunată, așa că acest coșuleț este special pentru tine. Dar știi tu oare, scumpa noastră, cine ți-a organizat surpriza asta așa de minunată? Cred că mama. Dar de ce se duce gândul la mama? Crezi că doar ea te iubește? Da, sigur. Cu siguranță, mama este cea care este cea mai departe astăzi, da? Mai sunt oameni care la fel sunt departe și tot au spus că au cea mai minunată ființă aici lângă ei. Să o felicităm din partea lor, să-i spunem că este cea mai frumoasă, cea mai minunată și merită tot ce este mai frumos pe acest pământ. Și aici, cadourile, bineînțeles că nu s-au terminat. Pentru tine, scumpa noastră! Ai și un tort după sărbătoarea de astăzi. Dar această șampanie pentru Eugi. Ca el să facă cinste la oamenii ăștia mari și frumoși. Și bineînțeles, cum fără cadouri pentru prințul ăsta minunat? Această mașinuță este pentru voi. Mulțumim frumos. Asta este pentru voi. Mulțumim frumos. Pa, pa! Ia-ne întoarce să-l vezi. Pentru tine, păpușa noastră, aici este scris un mesaj de felicitare și noi vrem să ți-l citim. La mulți, mulți ani fericiți, la toată lumea asta frumoasă, dar în special la fetița frumoasă, la fiica mea dragă. În inima ta mereu domnește soarele. Tu decorezi cu lumina ta această lume frumoasă și o oferi și altora. Îți doresc din tot sufletul să fii mereu plină de căldură și să ai suficientă căldură pentru noi toți cei apropiați ție. Îți dorim să fii cea mai fericită din lume și în sufletul tău mereu să fie lumină. Draga mea, tu pentru mine ești cea mai bună recompensă din lume, cea mai mare bijuterie pe care o păstrez în suflet. Domnul să-ți umple inima cu iubire și sensibilitate, ochii cu fericire și bucurie, iar pașii tăi să pășească pe cărările drepte ale vieții. Să-ți fie viața mereu așa cum ți este sufletul, cald, pur, vesel și blând. La mulți ani, mă rog la bunul Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, binele mereu să te însoțească, dragostea să-ți fie călăuză, iar zâmbetul să fie mereu pe fața ta frumoasă. Îți doresc ca îngerul tău păzitor să nu-și ia privirea niciodată de la tine. Chiar dacă uneori cu prezența nu sunt alături ca să te îmbrățișez, îți trimit gândurile mele și inima mea ca să fie azi alături de tine. La mulți ani frumos! Inima să-ți fie plină mereu de bunătate, iar inima mea este plină de dor pentru tine, fata mea. Cu drag, această surpriză vine de la mama, de la mare, mare depărtare. Și bineînțeles că la această felicitare, cu multe urări de bine și cu sincer la mulți ani, se adaugă frații Mihai, Andrei și Victor din Portugalia. Și bineînțeles că și fratele Cătălin. Spune-te, felicită-i, vieți mult. Lui mama îi mulțumesc tare mult. Frumoasă surpriză. Îi spun că o iubesc. Și o așteptăm acasă. Și le mulțumesc și fraților că-s departe și nu-s alături de mine. Îi iubesc foarte mult și pe ei.
și la fel așteptăm să vin acasă. Scumpul și dragul nostru băiețel, Eugeniu, astăzi faci un frumos anișor. Scumpii tale mămici, dorim putere, răbdare, să te crească mare și frumos. Iar ție, să crești mare și cu minte, mulți ani de acum înainte, să ai parte de fericire, sănătate și iubire. Tot ce-i mai bun pe lume, de la noi doar gânduri bune, să ajungi la 100 de ani, la anul și la mulți, mulți ani. Cu drag și dor, pentru voi această surpriză este de la bunicile voastre drage și scumpe. Cum le cheamă? Eugenia și Silvia. Iată așa, de la tăticul Andrei, de la mătușa Valentina și de la moșii Mihai, Victor și Cătălin. Toți vă iubesc, bineînțeles, care-s mai aproape, care-s mai departe, dar toți vă iubesc la fel, la mulți ani! În primul rând vreau să-i mulțumesc lui mama soacră, îi doresc mult sănătate și mulțumesc de așa surpriză, nu m-am așteptat. Și lui Andrei, îl iubesc foarte mult și îl aștept acasă. Și lui Mișa, lui Valea, Cătălin, mulțumesc frumos! Aici scria bunicile Gioneta și Silvia. Și lui mama, îi mulțumesc! Și o iubesc mult. Mama e aproape și da. Uite așa, la mulți, mulți ani! Îmi dorim multă dragoste, iubire și principalul, sănătate. Cel mai mult îi doresc sănătate și să fie prințul nostru sănătos. Restul o să le rezolvăm împreună. Îi mulțumesc frumos mamei, îi spun că o iubesc foarte mult. Este totul pentru mine și mulțumesc că e alături mereu, chiar dacă e departe, e alături de noi. Și o iubim foarte mult. Și eu la fel îi mulțumesc din suflet, îi doresc mult sănătate și bucurii de la copii și de la nepoți. V-a plăcut surpriza lor? Foarte mult, nu ne-am așteptat. Am și eu un nepot să-l ia ca mergi copășel. Hop, hopa tare, dai, 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 dai. Am și eu un nepot să-l ia ca mergi copășel. Hop, hopa tare, dai, 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 dai. Bunicuță, n-auzi, nu, hai dacă să-l pup și tu. Hop, hopa tare, dai, 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 dai. Și dacă mă-i supăra, am cu șinii mă plimba. Hop, hopa tare, dai, 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 dai. Ei, dacă tot mă și căli, am cu șinii sfătuit. Hop!